În 2023, exportul de struguri pentru masă a înregistrat o creștere semnificativă față de anul 2022. Producătorii au reușit să majoreze cantitatea de struguri exportată cu aproximativ 11% și valoarea cu aproximativ 33%. Cifrele au fost prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Astfel, în anul 2023 au fost exportate peste 84.000 de tone de struguri în valoare totală de 75,67 de milioane de dolari, preț mediu per kilogram fiind de 0,9 dolari, potrivit datelor serviciului VAMAL. În 2023 s-a extins considerabil geografia exporturilor, efectuându-se livrări în 33 de țări, comparativ cu 23 în 2022. În rândul destinațiilor noi se află Suedia, Slovenia, Slovacia, Serbia, Italia, Lituania, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan și Albania. Conform deciziei Parlamentului European, exportatorii moldoveni de struguri pot accesa piața UE fără restricții tarifare sau cantitative. Această oportunitate presupune însă o responsabilitate crescută, fiind esențial ca producătorii să se angajeze într-o planificare și coordonare eficientă pentru a asigura că strugurilor îndeplinesc cerințele stricte de calitate și siguranță impuse de piața europeană.